Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Un invitat în exclusivitate la TV Sighet astăzi, domnul Liviu Marian Pop. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Obișnuit fiind să vă prezint ca și lider de sindicat la Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, iată acum mă văd obligat să vă spun bună seara, domnule ministru, și bine ați venit la TV Sighet. Bine v-am găsit. Eu cred că sunt mai puțin importante titulaturile, contează omul din spatele titulaturilor. Cert e că în momentul de față, da, poziția mea de ministru delegat tehnocrat independent îmi permite să comentez mai ușor. Ministru delegat pentru dialog social, haideți să le explicăm telespectatorilor noștri ce este această funcție în Guvernul României. Este o funcție delegată la Ministerul Muncii deocamdată. De ce? Pentru că dialogul social din România a fost blocat în ultimii 2 ani și jumătate. Uniunea Europeană deja a tras semnalul de alarmă și procedura de infringement pentru România din punct de vedere a funcționării Consiliului Economic și Social, Forul Suprem de Conducere, de coordonare a pieții muncii din România, dacă pot spune așa, activităților de pe piețele muncii, este blocat în România. Fapt pentru care Guvernul Ponta a căutat soluția de deblocare a acestui dialog social. Iar soluția a fost această nominalizare a mea în funcția de ministru delegat pentru dialog social. Dialog social care trebuie să aibă loc între patronate, sindicate și societate civilă. Ca să înțeleagă telespectatorii, până acum în România, după 22 de ani, acest dialog social era făcut între sindicate, patronate și guvern. De un an de zile de la adoptarea legii dialogului social, guvernul trebuia să se retragă din această structură, să deblocheze dialogul social și acest dialog să funcționeze și la nivelul ministerelor și la nivelul prefecturilor și încet, încet și la nivelul administrațiilor locale. Pe de altă parte, avem o problemă legată de Codul Muncii și Pactul Național pentru Ocupare. Pentru că chestiunea aceasta este apanajul, dacă putem spune așa, patronatelor și sindicatelor, inclusiv a societății civile. România, în momentul de față, nu are societatea civilă bine reprezentată. Și atunci, pe mandatul ăsta scurt de 6 luni de zile, până la apariția unui guvern care să aibă un minister cu portofoliu a dialogului social, cum de altfel este în toată lumea, n-am inventat noi apa caldă, ca să ne înțelegem, până atunci va trebui să organizăm, pe de o parte, chestiunea de deblocare a dialogului social și o funcționare acestuia, punctul 2, corectarea legislației. Legislație care, repet, înseamnă legea dialogului social și înseamnă Codul Muncii. Și când discutăm de Codul Muncii și salariul minim pe economie, cred că fiecare din România este interesat de lucrul acesta. Sunteți de mulți ani în lupta sindicală, iată, acum treceți în zona guvernului. Sunt convins că, cel puțin din punct de vedere al dialogului, sunteți un expert. Dar ce va aduce bun un portofoliu de ministru pentru dialog social, cum se numește? Da, primul lucru, sunt în continuare sindicalist, dacă putem spune așa, sunt un sindicalist în Guvernul Ponta, dacă opoziției nu-i place din titulatura de dialog social. Ce putem spune că pe termen foarte scurt, și lucrul acesta deja de săptămâna viitoare se întâmplă, Pactul Național pentru Ocupare este un material care a fost blocat de Guvernul României timp de 6 luni de zile. Uniunea Europeană așteaptă luna iunie ca noi să depunem documentele. Documentele au fost ținute la sertar, blocate politic. Noi deja de luni avem prima întâlnire cu grupurile tehnice din toate ministerele, inclusiv cu patronatele și cu sindicatele, pentru a da undă verde la Organizația Internațională a Muncii, care se întâlnește în luna iunie, adică mai avem o lună de zile. 2. Modificarea Codului Muncii. Sunt două modificări pe care noi deja suntem obligați prin scrisoarea cu FMI să le facem. Guvernul României le-a blocat de un an și jumătate. Suntem obligați să le scoatem de la sertar și să ne armonizăm cu legislația europeană, pentru că aici nu s-a înțeles de fostul guvern. Nu poți să mergi în fața organismelor internaționale să spui că ai mimat dialogul social și el să nu există. Că ai avut dialog social, dar de fapt nu există. Și câteva documente importante nu ajung acolo pentru că în România se blochează. 3. Acordul privind salariul minim pe economie și evoluția acestuia. În 2008, Guvernul României, împreună cu patronatele, sindicatele, au semnat un acord în care au spus evoluția salariului minim în România, care să fie din 2008 până în 2014. Și s-a semnat de acel guvern. Nu s-a respectat acel acord, ba mai mult, nu s-a renegociat, că până la urmă putem să discutăm. Da, domnule, noi am stabilit ca în 2009 salariul minim în România să fie de 800 de lei. Dar constatăm că s-a schimbat datele probleme, haide să ne așezăm la masa dialogului să vedem ce facem cu forța de muncă în România.
Nu putem pune poate un salariu minim foarte mare, că riscă angajatorii să plece din țară. Deci lucrurile acestea trebuiau făcute. Ce vom face noi foarte, foarte repede, adică prima lună? Vom reanaliza acest acord și să stabilim până în 2016 o evoluție a salariului minim în România. Adică fiecare angajat să știe că oriunde se duce să presteze un act, un contract de muncă, nu poate să fie salarizat sub ceea ce se spune în lege. Un acord social, dacă pot să numesc așa. Și acolo e o problemă pe chestiunea socială din România, care nu mai o comentez pentru că sunt alții care pot să comentez mai mult decât mine. Sunt lucruri care încercăm să le facem în cele 6 luni de zile. Clar că sfera noastră de discuție va fi pe contractele colective de muncă și pe apărarea dreptului salariatului, avantajelor sau dezavantajelor angajatorului și a angajatului. Iar guvernul, la fel cum se întâmplă aproape în toată lumea, trebuie să se retragă. O negociere a salariului minim pe economia, politicilor de ocupare, trebuie să aibă loc între angajator și angajat. Evident, societatea civilă care beneficiază de serviciile angajatorilor și angajaților. Guvernul face altfel de politici. Și nu s-a înțeles lucrul acesta, deși Uniunea Europeană de 5 ani de zile ne spune. Noi am încercat, am avut vreo 3 ani de zile de corectare, în ultimii 2 ani de zile am blocat tot. Câtă încredere poate să aibă societatea civilă în guvernul României la un moment dat, în momentul în care există acest post de ministru da, aici, de dialog aici, social? Aici, într-adevăr, e o problemă poate a poziției mele că vin din mediul sindical. Și poate societatea civilă o să spună, domnule, veni sindicalistul ăla și vine să ne spună nouă despre ce se întâmplă, cum se întâmplă și ce este acolo. Noi avem pentru societatea civilă o singură problemă în momentul de față. Cum găsim mecanismele, și asta e provocarea care o fac întregii societăți civile, cum găsim mecanismele prin care societatea civilă să-și delege persoanele în structurile de conducere. Un exemplu simplu. Consiliul Economic și Social. Poate vorbesc cam tehnic pentru unii. Acest Consiliu Economic și Social are 15 reprezentanți ai societății civile pe care trebuie să-i numească Ministerul Muncii. Cum găsesc mecanismele care sunt cei 15? Și atunci tema aceasta trebuie dată societății civile, care să-și, ONG-urile, toate asociațiile din România, să-și pună pe hârtie principiile, modul în care noi ca minister delegăm cele 15 persoane în CES. Nu că este cunoștința cuiva. De cele mai multe ori ele au fost delegate pe criterii politice sau familiale sau nepotisme. Nu prea au fost. Deci nu a fost până acum. În Forul Suprem, deci din România, Consiliul Economic și Social, care face, nu intru în detalii tehnic, face tot ce înseamnă politica forței de muncă din România. Societatea civilă este reprezentată. E foarte important cum ajunge acolo. Nu a fost numită până acum. Acum au fost 15 reprezentanți ai guvernului, în special secretarii de stat. Noi, ca și guvern, trebuie să ne retragem. Societatea civilă trebuie să vină. Cine din societatea civilă? Că exact cum a spus dumneavoastră. Asigur, ONG-ul, nu știu cine, afiliat la un partid și așa mai departe. Nu, noi va trebui să ne întâlnim cu societatea civilă și asta nu numai la nivel de minister, la nivel de fiecare prefectură. Și societatea civilă să vină clar cu mecanismele prin care se deleagă aceste persoane în structurile consultative. Există și structuri decizionale unde la fel trebuie stabilite mecanisme. Dacă legea în momentul de față prevede clar sindicatele, cum se constituie și cum se organizează, cum îți deleagă reprezentanții, patronatele la fel, deci sindicatele și patronatele au clar mecanismele prin care își deleagă persoanele în funcțiile de conducere, în funcțiile consultative, în funcțiile de reprezentare. Societatea civilă nu are. Iar evenimentele din piața universității, care au fost exclusiv ale societății civile, face ca astăzi să gândim împreună, că nu dețin eu adevărul absolut, să gândim împreună. Ce înseamnă asta? Repede o consultare, repede. O consultare a societății civile, lucru care va pleca de la ministere foarte repede, adică săptămâna viitoare deja, odată cu instalarea secretarilor de stat, se fac aceste comisii de dialog social, după care coborăm la nivelul prefecturilor. Oricum, un raport, acum a funcționat dialogul social în România, o să fie pus public săptămâna viitoare după ce terminăm auditul la Ministerul. Da, toate aceste mecanisme n-ar fi trebuit să fie integrate în legea dialogului social, care am înțeles că a fost și adoptată de altfel. Ba da, legea dialogului social a fost angajată prin răspundere. Cred că suntem singurul stat din lume care avem o lege a dialogului social care n-a fost discutată cu partenerii de dialog social. A fost pusă prin răspundere guvernamentală. Vă pot spune că deja de săptămâna viitoare voi avea întâlniri cu patronatele, sindicatele, în așa fel încât să vedem cât modificăm din această lege a dialogului social. Nu că e posibil. Deci ea e proastă, ca să spun da, așa? Este inaplicabilă. Blochează.
CES-ul în România, Consiliul Economic Social, nu funcționează. Este un organism blocat. Nu pot să mă duc mai departe. Pentru că s-a pus în legea dialogului social acest CES care blochează activitatea. Mai departe, noi suntem obligați, ce? Și am scris și în programul de guvernare cele patru lucruri. Legea dialogului social trebuie spartă. Adică, trebuie repusă în dezbatere publică pe trei sau patru direcții majore. Asta este părerea mea. Evident, aștept consultările cu patronatele și sindicatele pentru a vedea ce facem. 2. Societatea civilă va fi invitată la dialog de jos în sus. Prima dată la nivelul prefecturilor, după care la nivelul ministerului. Pentru că societatea civilă nu urcă de la nivel guvernamental în bază, de jos în sus pleacă. 3. Avem o problemă pe legea zilierilor. Și legea zilierilor trebuie regândită. Codul muncii este o altă problemă. Sunt cele patru lucruri importante pe care noi o să le punem pe masă foarte, foarte repede. Contractele colective de muncă, la nivel de ramură, domenii de activitate, trebuie spuse și acestea. Nu se poate să asistăm la o relație angajat-angajator după bunul placa unui angajator. Da, legea dialogului social îngrădește în vreo formă sau alta la ora actuală lupta sindicală? Nu. Nu. Legea dialogului social nu îngrădește nici lupta sindicală, nu îngrădește nici lupta patronală, nu îngrădește nici societatea civilă, face un singur lucru. Toate le pune la loc și nu se rezolvă, nu poate funcționa instituția dialogului social în România. Asta e problema de fapt. Pentru a putea funcționa instituția dialogului social în România, avem nevoie de două lucruri. Unu, o prevedere clară cum se organizează și se leagă reprezentanții, sindicatele, patronatele, societatea civilă. Da? Doi, care e structura de sus până jos, de la Consiliul Național Tripartit până la ultima comisie de dialog social de unde vreți dumneavoastră, să fie liniar aceste activități. Ceea ce nu există în momentul de față. Mă duc mai departe, în legea dialogului social, inclusiv conflictele de muncă, sunt prinse. Negocierea contractelor colective de muncă. Nu pot să las, dacă mă întrebați pe mine, că ministerul, dea un exemplu simplu de legea dialogului social, să încearcă toată lumea. În legea dialogului social spune următorul lucru. Ministerul este obligat lunar să facă comisie de dialog social. Prefectura este obligată lunar să facă comisie de dialog social. Și ea nu face. Nici ministerul, nici prefectura. Nu e normal lucrul acesta. Vin cu mijloace coercitive. Sunt obligat să chem la masă. Da, domnule? Da, întrebarea e pe cine chem la acea masă? Bun, aici vine pasul 2. Am organizarea sindicatelor care, dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere, ar trebui să fie în oglindă cu cea a patronatelor. Nu pot să fac o organizare la sindicate și o altă organizare la patronate. Pentru că, până la urmă, sunt partenerii poate egali. Inclusiv, mecanismele, repet, nu vreau să intrăm în chestiunea aceasta de organizare a societății civile. Nu am voie să mă implic în organizarea societății civile. Eu trebuie să văd mecanismele prin care societatea civilă își aduce reprezentanții la masă. La consultări. Dacă e nevoie la act de decizie, lucrul acesta nu-l fac eu, îl face Parlamentul României prin lege. Deci, mecanismele de funcționare a dialogului social sunt blocate. Nu e o chestiune pentru sindicate, nici pentru patronate. Sindicatele, de altfel, în momentul de față s-au retras din CES. De ce? Pentru că sunt conștiente că nu poate funcționa CES. Merge în gripaș, ca să zic așa, Consiliul Economic și Social. Deci e un organism care nu l-am inventat noi în România, repet. Suntem într-o... ca să se înțeleagă mult mai bine. Trăim într-o chestiune de globalizare. Multinaționalele vin în România. Trebuie să ne corelăm și noi anumite acte administrative cu cele din SUA, din China, din Australia. În toate cele patru state există Consiliul Economic și Social, care funcționează. Care organismul care, de unde guvernele din țările respective preiau informații foarte prețioase. Politici economice, politici de ocupare pe care le implementează. Guvernul e executiv. La noi nu poate fi guvernul, cum am spus eu, și legislativ și executiv. Și a angajat răspunderea a fost un guvern cu 11 sau 12 legi. Nu poți, domnule, tu ești pus să execuți. Eu, ca și membru al guvernului acum, vă pot spune că spun să execut. Ce spune Parlamentul, trebuie să execut. Guvernul acesta din care faceți parte va fi până la toamnă în formula actuală. Va reuși el să treacă din nou prin Parlament o lege a dialogului social modificată? Eu vă pot spune că... Sper că în prima ședință de guvern de miercurea viitoare să am o propunere clară de cum modificăm legea dialogului social. Și lucrul acesta o să-l fac după ce luni, repet, mă întâlnesc și cu patronatele și cu sindicatele și cu comisiile tehnice. Există două variante. Ordonanță de urgență de modificare acestor legi, care automat ne duce în Parlament și în 6 luni de zile se poate vota acest lucru. Timpul este foarte scurt. Gândiți-vă că este și vacanța parlamentară, este și campania electorală din toamnă. Indiferent de cum
cum se va proceda? Sau ordonanță de urgență în urma dezbaterilor care vor avea loc în țară? Sau prin lege? Cu cât o facem mai repede, cu atâta intrăm în lumea aceasta, nu în Europa. Consiliul Economic Social nu-i moftul Europei, a Uniunii Europene. Este organismul care funcționează în toată lumea aceasta. Deci cu cât ne organizăm lumea repede, cu atâta intrăm în rând cu lumea, cum să zice aici. Cum am reușit să organizăm o finală de campionat european, da? Alaltăieri sau ieri la fotbal, după 22 de ani s-a organizat în România o finală, așa, cât ne vom mișca mai repede, cu atâta vom intra în rândul lumii civilizate anul acesta sau anul viitor. Eu mi-aș dori din tot sufletul să intrăm anul acesta. Adică în septembrie, octombrie, cel târziu în noiembrie, s-au finalizat cele trei obiective pe care mi le-am propus. După ce se va întâmpla după alegeri, cu ce parlament, cu ce guvern va veni, lăsați factorul politic să decide. Eu momentan sunt independent, tehnocrat în guvernul Ponta. Veniți din zona educației, sunt foarte mari așteptările profesorilor, în special pe care pe mulți dintre ei cunoașteți, sunteți și profesori la bază. Dar ce ar trebui să se aștepte cei din învățământ în viitorul foarte apropiat și în ceea ce privește dialogul social, dar și în ceea ce privește negocierile, pentru că sunteți la Ministerul Muncii, de fapt. Da, eu vă pot spune un singur lucru și liderii de sindicat din Maramureș știu lucrul acesta. De ce știu lucrul acesta? Pentru că eu n-am acceptat funcția aceasta exact când a fost sunat și să mă întrebe domnul premier, vreți să veniți în guvern să lucrăm sau nu? Am spus, am nevoie de timp, am cerut timp o zi, am trimis SMS-uri, nefiind în țară la momentul respectiv, la toți liderii de sindicat din Maramureș și din țară, pentru că aveam funcție cumulată, le-am spus, rog urgent să mi se răspundă dacă să accept sau nu accept. Când rezultatul a fost peste 95% dintre colegii mei, au spus, du-te că e nevoie să ne ajute cineva, principalul meu lucru a fost cel legat de educație. Eu sunt convins că orice aș face pe legea, pe chestiunea de dialog social, voi fi analizat din ceea ce am făcut pentru educație. Iar pentru educație sunt foarte, foarte atent să se facă lucruri bune. Asta pentru că una dintre condițiile pentru care am acceptat acest portofoliu a fost aceea să am implicare în ce înseamnă zona preuniversitară la nivelul Ministerului Educației. Fapt pentru care cu Ministrul Educației colaborez foarte bine și chiar dacă astăzi pot spune că un obiectiv pe Maramureș l-avem pe zona universitară. Și o spun la dumneavoastră, da, e un obiectiv al meu ca să reînființez Universitatea de Nord din Baia Mare. Să nu fie alocată la Universitatea Tehnică. Fapt pentru care deja am început memoria a ajuns la Ministrul Educației, se face o analiză de a rămâne această universitate independentă. Cum vor reuși sau nu vor reuși, asta rămâne de văzut. În zona preuniversitară, pot asigura pe toți colegii mei că salariile revin la nivelul lui 2010, cel târziu în decembrie, chiar dacă e o presiune și nu discut de chestiunea aceasta financiară. Doi, în ceea ce privește legea educației naționale, cel puțin 5 lucruri majore se vor întâmpla în acest an. Pentru că sau Senatul votează legea, sau vine guvernul cu ordonanță de urgență. Și aici mă refer la titularizarea în sistem, ceea ce le permite colegilor noștri să se miște dintr-o școală în alta, și lucrul acesta o să-l susțin și nu spun acum că o să-l obțin peste o săptămână sau două, dar o să-l susținem foarte repede. Gradațiile de merit pentru didactica auxiliar, care au fost abuziv luate, ca să o clarificăm și acolo, să nu avem discuții de altă natură. Liceul teoretic să treacă la 4 ani, să nu rămână la 3 ani de zile, cum este acum propus, chiar dacă această clasă pregătitoare va rămâne la nivelul școlii primare, liceul obligatoriu trebuie să aibă 4 ani liceul teoretic, adică un ciclu de 5-4-4, ca să îl clarificăm. Celelalte lucruri legate de anumite ordine pe care fosta guvernare le-a dat și care nu se pot aplica, mă refer la învățătorii, educatorii, colegii noștri, la absolvenții de studii superioare de scurtă durată, sunt lucruri pe care le vom modifica foarte, foarte repede. Mergând de zona programelor școlare, ca să liniștim și copiii și părinții, programele școlare și manualele, care trebuie repede rescrise. Și aici trebuie să o spun și iau din declarația Ministrului Educației, să nu se aibă cineva impresia că conduc eu educație. Copiii de clasa 5-a n-au programe. În toamnă intră în clasa 6-a și n-au nici manualele pentru clasa 5. Clasa pregătitoare n-are manualele pregătite. Chiar dacă în lege trebuiau pregătite. Deci este un timp foarte, foarte scurt în care trebuie pregătit începutul de an școlar. Și asta înseamnă resursă umană, pregătirea resursei umane unde trebuie bani, înseamnă resursă materială și înseamnă mijloacele. Iar mijloacele, mobilierul este pe circuit undeva la licitație, manualele nu există.
Din punct de vedere financiar, pentru că deci primul lucru care mi-l propune e acela siguranței locului de muncă. Și asiguranța locului de muncă înseamnă titularizare în sistem. Din punct de vedere a examenului de titularizare, i-am propus domnului ministru să fie un singur subiect la nivel național, în sensul în care să nu avem în fiecare centru de examene alte subiecte. Subiecte la nivel național aruncă definitiv prezumția aceasta că sigur cine face subiectele la grupul școlar nu știu care sau la centru nu știu care are un partipric cu nu știu cine. Deci susțin un singur tip de subiecte la disciplina matematică, dau un exemplu, în toată țara, nu fiecare centru, în fiecare colț de țară să facă subiecte diferite. În ceea ce privește colegii noștri care au în special din domeniul nedidactic și didactic auxiliar. Acolo avem un regulament de sporuri care a fost blocat de fostul guvern 2 ani de zile. Sporuri de până la 15% care trebuiau acordate personalului din învățământ. Lucru care o să-l facem doar în septembrie-octombrie, cu tot că se supără cineva. Fostul guvern l-a blocat până la 1 ianuarie 2013, nu se dă niciun spor în învățământ. Deci de niciun fel, pe lângă faptul că sunt salariile foarte mici. Și lăsând la o parte că deja de la 1 iunie salariile cresc cu 8%. Deci regulamentul de sporuri să fie aplicat de la 1 ianuarie 2013 este una dintre prioritățile secundare, dacă le pot numi așa, pe această perioadă scurtă de 6 luni. Am însă o problemă majoră pe ceea ce înseamnă plata sentințelor judecătorești. Pentru că Maramureșul este poziționat foarte bine la nivel național și sunt încă școli în județ care în loc să aloce acei 5% în tranșe egale, adică și în primul și în al doilea și în al treilea și în al patrulea, acordă după bunul plac unui contabil sau unui director. Lucru care eu pot să-i asigur pe colegii mei că luna aceasta, și asta începând de luni, auditul ministerului va lua la întrebări pe inspectorul general, pe contabil, pe director, pe contabilul de școală. Sunt cei 4 factori. Pe directorul de finanță. De ce nu se aplică legea să se dea trimestrial? În așa fel încât în luna iunie, toți cei care n-au luat în primul trimestru, pentru că așa a vrut nu știu cine acum, să facă lucrul acesta. Nu-i numai Maramureș în situația aceasta. Sunt mai multe județe din punct de vedere a aplicării sentințelor judecătorești. Este o discuție foarte grea pe ceea ce înseamnă procese câștigate în anul 2012. Suma lor este mare, valoric. La nivelul Ministerului de Finanțe am ridicat această problemă. Astăzi, Ministrul Educației s-a întâlnit cu colegii mei din mișcarea sindicală. Unul dintre lucruri va fi acela de a vedea care sunt sumele pe care le-au câștigat în instanță, pentru a vedea ce facem cu ele în 2012. Pentru că acestea nu intră sub incidența chestiunilor cu 5, 10, 15, 25-25 pe vechea lege. Acestea ar trebui plătite urgent. Deci este o prioritate din punctul ăsta de vedere, plata sentințelor și siguranța locului de muncă. De ce cresc salariile de la 1 iunie doar cu 8%? Simplu. Simplu cresc cu 8%. De ce? Pentru că situația, eu nu pot să spun acum mai mult decât îmi permite mandatul. Este mai rea decât mi-am imaginat. Și credeți-mă, o spun cu bună credință. N-am niciun partid politic cu cineva în momentul de față, nu știu dacă îl voi avea cândva. Situația din punct de vedere macroeconomic este foarte, foarte rea. Faptul că pentru pensionar se revine cu 5,5 cu acei bani care s-au luat ilegal, degrevează de 2 ori bugetul țării. Odată că nu se mai reține acest 5,5 pe care a fost construit bugetul în 2012, a doua oară pentru că se returnează niște bani înapoi. Dar să nu se înțeleagă că se iau bani de la pensionari și nu se dau la bugetari. 2. Faptul că Parlamentul României a votat acea lege a amnistiei fiscale, că s-au dat sporuri în sarabandă, face acum să nu mai știm ce salarii erau în mai 2010 și cât ar trebui să aibă în iunie 2011. Fapt pentru care, neexistând nici bani la nivelul bugetului, pentru că noi ce am făcut? Am mărit deficitul. Am zis că mai luăm 2 miliarde împrumut ca să putem aduce salariile la 8%. N-am găsit nicăieri cei 5 miliarde în trezorăria statului de care ne-a pomenit fosta guvernare. Pentru că dacă erau 5 miliarde în bugetul statului, eu vă spun, creșterea de 16% însemna încă 1 miliard de euro. Asta era suma. Dacă erau 5 miliarde în cont, nu, credeți-mă că nimeni nu spunea, domnule, hai să mă aducem salariul la 16%, mai ales eu că sunt sindicalistul, dacă pot numi așa, din guvernul României. Dar când am discutat cu Ministrul de Finanțe și vă spun că din prima zi, încă nu eram doar propus, am avut datele bugetare. Să nu uităm că în septembrie avem de plătit deja returnăm credite. Și când am văzut situația în prima ședință de guvern, am realizat și eu în ce situație România.
Chiar dacă, și credeți-mă, nu mă schimb de la o zi la alta. Ieri marți am fost lider de sindicat, miercuri în guvern și deja mi-a spălat cineva creierul și gândesc în optica guvern. Chiar ziceam asta. Domnule, când o să ies și o să spun la colegii mei că nu sunt bani, o să zic că da, deja te-ai dat și tu cu politicienii, că deja ne spui că nu sunt bani. Nu, situația este critică. Iar ministrul de finanțe a explicat-o mai pe înțelesul, poate, a telespectatorilor decât o pot explica eu. Era una dintre întrebări, cum vă înțelegeți cu colegii miniștri din guvern în condițiile în care sunteți tehnocrat, neafiliat politic, ca să spun așa, iar acolo guvernul totuși este Nu să ne înțelegem, am fost propuși 4 miniștri delegați. Din ce știu eu, doar eu sunt cel tehnocrat și cred că domnul Isar de la, domnul ministru Isar de la economie. Noi doi suntem tehnocrați, nu sunt convins cu el foarte mult. Eu vă pot spune că în ceea ce mă privește pe mine cu ministrul educației, ministrul sănătății, ministrul muncii, ministrul de finanțe și primul ministru, mă înțeleg foarte bine. De altfel, n-am o problemă. Ceilalți o să mă relaționez când o să am probleme cu ministrul justiției, pentru că avem o grămadă de procese. Însă, ritmul este foarte alert. Gândiți-vă că de marți, de când am preluat portofoliu, stau 16-18 ore în ministerul ăla. Să facem auditul din spate. Să vedem în același timp să ne programăm și mișcarea. În continuare, pe de o parte să vedem ce e acolo, pe de altă parte să construim ceva. Și chiar dacă e un domeniu pentru mine necunoscut, tot avantajul nostru care este? În tot guvernul există profesioniști. Adică fiecare știe pe domeniul lui despre ce e vorba. Nu merge să întrebe, nu vă supărați despre ce vorbim, cum vorbim. Ieri am avut, spre exemplu, o ședință cu directorii din Ministerul Muncii. Și spunea un lucru. Dom'le, noi din 2009 până acum am avut 9 miniștri. Deci noi am avut 9 miniștri la muncă. Sunteți printre puținii miniștri care știu exact cu ce se... Când am început să discutăm de Consiliul Economic Social, Pact de Ocupare, legea și nu știu ce, Codul Muncii, așa mai departe. Deci n-am avut în 3 minute, doar că ne-am cunoscut și am trecut la lucru. Doamna ministru Câmpean, la fel, pe domenii. Nu s-a spus, stai, dar ce faci dumneata, direcția dumitale, ce face, cu ce te ocupi, care e treaba ta? Mă înțelegeți? Deci eu vă spun la Ministerul Muncii, la Ministerul Educației, la fel. Domnul ministru Mang n-a mers să-l întrebe pe, nu vă supărați, ABC, nu. Asta cum e, asta cum o face, v-am dat exemplu pe 2 ministeri. Nu mai povestesc pe ministrul de finanțe, unde domnul Georgescu, vă dați seama, ca viceguvernator a Băncii României, nu are o problemă în punctul ăsta de vedere. Suntem pe final, totuși v-aș întreba foarte simplu, cum întreabă omul din popor de aici, din Maramureș, domnul ministru, o vom duce mai bine sau suntem la capătul puterilor și de acum mai rău nu se poate? Eu sunt convins că o vom duce mai bine și asta sunt convins din 2 motive. Primul motiv, buna intenție a colegilor noi din guvern. 2. Se oprește robinetul pe care intențional l-au lăsat deschis cei din fosta guvernare. Se va opri, iar rezultatele, din păcate pentru noi, nu o să apară foarte, foarte repede. O să apară în iunie un prim respiro. Eu sper că în septembrie-octombrie să mă analizeze și telespectatorii dumneavoastră și dumneavoastră, dacă pe domeniul pe care eu sunt mandatat, mi-am făcut datoria și o duce mai bine, dacă pe economic o duce mai bine, dacă pe sănătate o duce mai bine, dacă pe administrație o duce mai bine. Lucrul acesta o să-l vedem la final de mandat. Credeți-mă că nu mi-a fost ușor să mă duc într-un guvern de 6 luni de zile cu mandat limitat, știam că nu pot face ceva. Vă asigur că în ceea ce privește mandatul pe portofoliul meu, încerc să-l fac. Nu o să reușesc să-l fac, n-am nicio problemă de a mă retrage în orice moment din acest guvern. Da. Veți face parte și din viitorul guvern sau cel puțin vă doriți acest lucru? Auziți, asta e o chestiune care pe mine nu mă interesează în momentul de față. Mine mă interesează cinstit să construiesc un Ministerul Dialogului Social, să funcționeze dialogul social în România, iar dacă acest lucru funcționează, mă simt bine și în partea barca sindicală. Dacă reușim să reparăm erorile din educație, mă simt bine și la catedră unde sunt. Nu e o problemă personală a mea, nu mi s-a promis niciun post în viitorul guvern, cum nici, nu mi s-a propus, nici, promis nici că voi rămâne pe mandat 6 luni de zile dacă nu fac treabă. Deci eu încerc să-mi fac treaba aici, ce va fi după alegeri, asta e o voință a poporului, a factorului politic pe care în momentul de față permiteți-mi să nu comentez. Mult succes în continuare și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Iată, în exclusivitate am putea spune la TV Siget, după ce domnul Liviu Marian Popa a fost numit ministru delegat pentru dialog social. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sigetul de azi. Rămâneți în continuare cu TV Siget. O seară frumoasă, la revedere!